Cei putere
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești, că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume suspină, să-L primești, că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume suspină. De ce fugi de jertfa crucii tot mereu? Că ea ne-a spălat cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cu slujbele cu rost? Tu nu știi ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit Satana cel smintit. Tu nu știi de rugăciune ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi vin de sus și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vin de sus și toți cântă cu preoții într-un cor. Nevăzuți de ochii noștri ai tuturor, numai de ființe alese, ci le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe de ființe alese și le-au dat daruri prin mese.
trimise Duhul Sfânt ca să întărească credința pe pământ. Credința cea ortodoxă a lui Iisus, cu șapte taine curate, cum le-a spus. Cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea Dumnezeu. Cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea Dumnezeu. Și măicuța lui cea sfântă îl va păzi cu puterea Sfintei Cruci, îl va umbri de Satana cel sminetit, ce pe creștine i-a amăgit ca un hoț, și îi trage în rătăcile mai pe toți. De Satana cel sminetit, ce pe creștine i-a amăgit ca un hoț, și îi trage în rătăcire mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit și Satana multe sate a dobândit, forme de secte amăgitoare, suflete pierzătoare pe pământ. Fulind preoția și lucrul cel sfânt, formând secte amăgitoare, de suflete pierzătoare pe pământ. Fulind să nu te lași amăgite, iubitul meu, de Satana cel sminetit, dușmanul tău. Vino-n biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Vino-n biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Biserica cea sfințită să n-o uiți, că izvor de viață de Sfinți Părinți, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ. Pământul cu ale sale-i trecător, iar tu, omule, în lume călător. Azi ești tânăr și
și în putere, frumusețe, bani, avere, dobne de mâine o mână de țărână, tu mai ești. Azi ești tânăr și în putere, frumusețe, bani, avere, dobne de mâine o mână de țărână, tu mai ești. Toate se vor schimba ca și cum n-au fost. Se va schimba pe vecii al vieții rost. Fiecare își va lua plata după cum îi va fi fapta. Dragul meu, peste toate împărății va Dumnezeu. Fiecare își va lua plata după cum îi va fi fapta. Dragul meu, peste toate împărății va Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite sreci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricâte ar fi să vină în viitor, ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica-i mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire
s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sinaxar. Astăzi, 19 octombrie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfântului proroc Ioil. Acesta se tâlcuiește dragostea Domnului sau începătura sau pârga lui Dumnezeu. El era din seminția lui Ruvim, din satul Metomoran și prorocind despre foametea și încetarea jertfelor legii și despre patima dreptului proroc, prin care s-a înnoit spre mântuire tot pământul, a murit și s-a îngropat în pământul lui. Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Uar și a celor ce erau împreună cu dânsul 7 dascăli, precum și a fericitei Cleopatra și a fiului ei Ioan. Acesta a fost în zilele împăratului Maximian către anul 304, oștindu-se în Egipt de neam mare și luminat și drept măritor. Deci fiind la închisoare oarecare 7 sfinți, multă vreme le-a purtat de grijă sfântul Uar în toate zilele. Și săvârșindu-se unul din acei 7, a trecut sfântul în locul aceluia și, mergând la guvernator cu ceilalți dinpreună, a fost bătut cu toiege și i-au zdrobit coastele mult și, între aceste chinuri, 5 ceasuri aflându-se cu răbdare, pe lemn fiind pironit, și-a dat sufletul lui Dumnezeu. Tot într-o această zi, pomenirea celor 6 cuvioși mucenici din pustie, care dinpreună cu sfântul Uar s-au nevoit și care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea sfântului simțitului mucenic Sadot și cei dinpreună cu dânsul 120 de mucenici care s-au săvârșit în Persida. Tot în această zi, biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfântului Leontie, filozoful, care în pace s-a săvârșit, pomenirea sfinților Felix, preotul, și Eusebie, diaconul, care de sabie s-a săvârșit, și pomenirea cuviosului părintelui nostru Ioan, făcătorul de minuni, care la muntele Rila s-a nevoit și a zidit mănăsirea de acolo și care în pace s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4.
4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.